Salutare! Și astăzi o să vă arăt cum trebuie să plecați la pescuit de spinning, la știucă, șalău, până la biban, clean, etc. Aici o să pun cele pentru biban și clean, iar aici pentru știucă și șalău. Haideți! Prima oară m-am gândit să pun la biban și clan. Așa. Să aleg acest peștișor twister. Să vă spun un pic. Vă trebuie un jig puțin mai greu, deoarece nu veți putea arunca. Este foarte ușor acest peștișor și nu veți putea arunca. Continuă niște twistere de la Relax. O să pun aici. Acest twister care a venit la pachet cu cel roșu. Să-l pun și pe el, foarte bun. Iar acestea o să le păstrez. Așa. Să trecem mai departe. Acest wobbler este foarte bun la clean. Îl vă pune și pe el. O pune doi din aceștia. Din acestea. Asta aici, în aceștia, mai am unul. În continuare, tot de la Relax, pune de la, nu știu cum se cheamă exact, tot twister foarte bun. Așa, atâta latră. Așa. Și pentru biban, cam atât. Sunt destule gume, voblere, nu prea dau eu cu voblere, așa că las decât atât. Recomandat. Este o trusă foarte mică, o puteți ține chiar și în buzunar. Și ce mai departe. Pentru șiucă, oare voi alege Relax King Shad, Relax King Shad, cu acesta am prins știucă de 2 kg. Este cel mai potrivit din faptul că atrage foarte mult, are o coadă roșie, un cap roșu cu negru și acest corp verde care atrage. El îl pune primul aici. Voi mai pune și pe fratele său, dar numai că altă culoare. Acesta n-are jig în el. Îl voi pune și pe el aici. Voi mai pune acest twister prinzător. Acest twister verde de la Mans. Nu știu, și mai mari. Voi pune, nu. Îl pun aici. Acest twister de shallow. Chiar și pentru știucă. Acest, în continuare, acest twister îl voi pune aici. Cam așa arată până acum. Acest twister pentru shallow.
Voi mai pune câteva și dintre astea sunt foarte bune la shallow. Știuci mai micuțe. Le voi pune aici. Mai am acest peștișor de la Mans. Pe acesta voi pune aici. Da. Și mai am acest peștișor care îl voi pune tot aici. Acum o să pun niște lingurițe. Am revenit. Uitați-vă de broască și de lingurițe. Haideți. Și am mai făcut o schimbare. Am pus almo slider-ul nelipsit. Și câteva lingurițe trebuie să le pun. Prima oară pentru știucă am asta. O pun cu sliderul, deoarece nu încape. Nu mai am pe aceasta, dar nu o să o pun. Mai pun pe aceasta. Aici. Să o am mai țipător. Aici. Cam așa arată trusa. Voi face lucrul acesta. Voi pune această linguriță, o voi pune tot aici. Ca să pun broasca aici. Iar această linguriță o voi pune aici. Dați. Gata. Cam așa arată trusa. Eu zic că avem de toate. Da. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și share. La revedere!